La fața locului, polițiștii au efectuat teste cu aparatul etilotest conducătorilor auto implicați, iar rezultatele au fost negative. În urma impactului a rezultat o victimă conștientă și cooperantă, șoferul autoturismului, care a rămas încarcerat. Echipele de intervenție au acordat primul ajutor, victima fiind transportată la spital. Evenimentul s-a produs pe drumul național 24, pe raza localității Păun, din comuna Bârnova. La locul evenimentului s-au deplasat din cadrul detașamentului 2 de pompieri Iași, două autospeciale de intervenție și un echipaj de prim ajutor, iar din cadrul detașamentului 1 de pompieri Iași, echipaj de terapie intensivă mobilă. După efectuarea manevrelor de descarcerare, un bărbat de 66 de ani, conștient, policontuzionat, a fost preluat de către echipaj de terapie intensivă mobilă și transportat la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Centrul Infotrafic a anunțat inițial că traficul în zonă a fost complet blocat pe drumul național 24 în localitatea Păun. Circulația a fost reluată în jurul orei 10.